Și domnule, la ediția emisiunii de astăzi ne aflăm în Comuna Roșia de Amaradia, un eveniment deosebit pentru locuitorii din această zonă. Să aflăm mai multe amănunte de la primarul Comunei Roșia de Amaradia, domnul Liviu Cotoșman. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Ne bucurăm că și dumneavoastră sunteți alături de noi astăzi într-o zi foarte, foarte importantă pentru localitatea Roșia de Amaradia. Mai exact, astăzi sfințim o biserică construită, nou. Aceste lucrări sunt planificate de circa 2 ani și ceva. Nu a fost un buget alocat inițial pentru astfel de construcție. E de apreciat că un cetățean din acest sat, Răducan Marius, cetățenii din acest sat de Alovii și, bineînțeles, nu în ultimul rând primăria, după, zic eu, o perioadă de circa 2 ani am reușit să finalizăm această biserică și astăzi să fim martori la un eveniment deosebit, acela de sfințire, eveniment la care participă însăși Mitropolitul Olteniei. L-așteptăm dintr-o clipă în alta să ajungă aici, să se realizeze slujba. Cetățenii așteaptă cu nerăbdare, vă dați seama că suntem onorați de prezența Mitropolitului, e a doua oară când ajungem în localitatea Roșia de Amaradia, având în vedere că anul trecut am resfințit biserica din centrul localității, cea mai mare biserică a localității afectată de alunecările de teren și pot să apreciez că și acolo, cu sprijinul cetățenilor, în mod deosebit, pentru că trebuie scos în evidență că numai de la cetățenii din localitatea Roșia de Amaradia am reușit să strângem 500 de milioane lei vechi, bani care au fost folosiți pentru reabilitarea acestei biserici, iar primăria a contribuit cu o sumă de 500 de milioane pentru achiziționarea materialelor. Am folosit și beneficiarii de ajutor social la reconstrucția acestei biserici. Dar astăzi vorbim de un alt eveniment care se aseamănă aproape la Indigo, pentru că și aici s-a procedat la fel. Tocmai ce vă spuneam, cu sprijinul cetățenilor, la inițiativa unui om extraordinar, Marius Răducan, un cetățean al satului de Alovii, un om care până la urmă a îndeplinit o dorință a tatălui, aceea de a reconstrui o nouă biserică. Aici, pe vremuri, era o biserică veche, din lemn, datorită degradării în timp, a trebuit demolată și, într-un final, s-a luat această inițiativă de reconstrucție. Deci se impunea o biserică aici? Se impunea foarte mult, având în vedere că acest sat de Alovii e la o distanță foarte mare de biserica din centrul comunei, peste 8 km. Oamenii și-au dorit din toată inima să aibă în acest sat o biserică, cu toate că e un sat mic, dar cu o inimă extraordinară, oameni cinstiți, onești, oameni care poate au pus la dispoziție ultimul ban la un moment dat pe care îl aveau în familie și l-au donat bisericii. Deci au ajutat biserica și cu banii, dar și cu munca, au și muncit la ridicarea. Tot ce ține de reconstrucția unei biserici, pot să spun că a avut o amprentă foarte, foarte mare cetățenii din satul de Alovii și nu numai, pentru că au fost și cetățeni din celelalte sate care au înțeles ce vrem să facem în acest sat și așa cum au procedat și pentru biserica din satul din centru, la fel au făcut și pentru acest sat. Repet, e o onoare, în primul rând că domnul înalt preasfințitul
Mitropolitul Oltenia ajunge în localitate, dar profit de această ocazie să felicit cetățenii din satul Dealovii, cetățenii din Roșia de Amaradia și nu în ultimul rând preotul. Preotul Sanda Alin, un preot deosebit, tânăr și lucrul acesta întotdeauna și-a pus amprenta, indiferent ce activitate se desfășoară pe raza localității, a avut inițiativă și alături de cetățeni, de primărie, iată că astăzi suntem puși în situația de a sfinți, de a finaliza și pot să spun că de astăzi biserica din Dealul Vii cu ramul Sfântul Mihail și Gavril va fi funcțională și oamenii pot să vină să-și găsească liniștea sufletească în această biserică. Repet, o biserică care nu face altceva decât să adune nemulțumirile oamenilor și aici să oamenii să-și găsească liniștea și, bineînțeles, să primească mesajul lui Dumnezeu. Sunt eu fiul omului, iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Mom.
vieții, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul mândepretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru viitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ți-e mărire ținăță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Am înțeles că a sprijinit foarte mult această biserică să se realizeze. Da, mi-am dorit din tot sufletul, încă de când eram student la București și de când eram copil, să ajung la momentul să pot să sprijin construcția acestei biserici. A fost un sacrificiu, ca să zic, și mi-a ajutat Dumnezeu să am forța să pot să duc la capăt acest proiect. Inițial a fost de strămoșii mei construit o biserică din lemn care s-a deteriorat și mi-a, la sugestia tatălui meu, Am demarat acest proiect efectiv pe compropriu, inițial, după aceea a venit și sprijinul oamenilor din sat, oamenilor din comună. Domnul primar a avut un aport hotărător, ne-a ajutat de la primele, de la piatra de temelie, ca să zic așa. A fost un om deosebit și este în continuare un om deosebit, care a fost alături de satul nostru de la prima zi de mandat, ca să zic așa, și în continuare. Și era păcat să nu fie o biserică aici, mai ales că spuneați a fost din lemn, dar și în sfârșit am ajuns momentul final la care așteptăm pe înalt preasfințitul Mitropoliei Olteniei să vină să ne oficieze slujba de desfințire a acestei biserici. Vreau să vă spun că este probabil cel mai înălțător moment din viața mea, că am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect. Mulțumim mult! Felicitări! Vă mulțumesc! Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție!
luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dare să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te silești, de multe te îngrijești, dar un singur lucru îți trebuiește. Maria însă partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la dânsa. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai subt. Iar el a zis: Așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Slavă ție! După mare mila ta, rugăm uneții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorei sfintelor noastre mănăstiri și biserici și pentru toți cei mai dinainte adoniți părinți și frații ai noștri de măritorii creștini, care odihnesc aici și pretutindenea. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și odihna dormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului și bunului de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce ne puteți spune despre această biserică? Ne bucurăm astăzi să avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul dr. Irineu, mitropolitul Olteniei, pentru a lua parte la bucuria sfințirii acestei biserici, care este pentru noi un lucru minunat, deoarece se face într-un sat în care există doar 15 case. Eu doar am preluat lucrarea de la un anumit stadiu, ea a fost începută de către săteni împreună cu domnul Marius Răducanu, am fost ajutat de autoritățile locale și iată-ne acum, după un an de zile intensiv de muncă, de când am preluat, să ne bucurăm de acest moment de sfințire al bisericii. Hramul bisericii este Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, a fost luat deoarece majoritatea oamenilor din sat au hramul casei această mare sărbătoare și este sărbătoarea sfinților care ocrotesc tot neamul omenesc, deoarece sunt sfinții îngeri. Se impune o biserică în satul acesta pentru că biserica din centru este foarte departe pentru Enoriaș. Este o distanță de aproximativ 7 km între sate și satele, după cum vedeți, este izolat și de Roșia și de Bucșana. Aparține teritorial de Roșia, dar stă la sfârșitul Bucșenei. Așa că exista un cimitir aici, exista o biserică care s-a degradat,
a ars toarcerea de lemn și acum s-a construit una de cărămidă mai trainică. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, Cristofine cu apă sfințită și triunderea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Eforturile cetățenilor din satul Dealuvii, ale preoților Sanda și Pirețoacă, a primarului și a întregii comunități locale, a făcut ca satul Dealuvii să primească un dar divin de la Dumnezeu, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Este bine că s-a făcut ca cetățenii să poată participa la slujbe, să se reculeagă în liniște pentru sufletul lor, pentru sufletul celor care nu mai sunt în biserica lor de aici. Biserica din Dealuvii dăinuiește de mult. Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când a fost adusă de cel mai înstărit om al satului, Răducanu, de la un anume Stancu din Zorlești, dacă vreți vă arăt și locul mai jos acolo unde a fost, și izvoarele istoriei au arătat că în anii 1820-1827 și în lucrarea recesământul cimitirilor, omul Chițoi din Zorlești a adus două cruci la biserica din Dealuvii. Dumnezeul nostru și să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne minuiască pe noi. Doamne, miluie! O biserică foarte veche, care iată cum arată acum. Da, într-adevăr, o biserică foarte veche, prin eforturile depuse de domnul primar de Enoria și Comunei Roșia de Amaradia, părintele. Cred că nimeni nu mai spera să ajungă cum este la ora actuală. Este o faptă bună, suntem foarte mulțumiți și sperăm să o ținem tot așa în continuare. Cum vi se pare că arată biserica acum? Acum foarte frumoasă, foarte bună, foarte, foarte. Am fost și în nuntru de dimineață, până când a venit poporul ăsta atâta de mult. Foarte bine arată. Vă place, e frumoasă? Da, bineînțeles. Destul de frumoasă. Aveți unde să veniți la slujbă de acum încolo? Da, bineînțeles, păi noi și așa nu lipsim de la biserică. Nu, niciodată. Câți ani aveți dumneavoastră? Numai 84. Înainte. Mulțumesc. Și cum arăta biserica înainte? Era din lemn veche, mai țineți minte? Nu era deloc. Nu era deloc? Nu era, nu. Nu, nu. Era numai cimitirul aici. Biserica nu era. Acum au făcut-o în condiții bune. Și la slujbă mergeați la biserica din centru, nu? Destul de departe. Centru, oriunde era. Eu sunt de la Ștoaia, dar când nu este părintele nostru acolo, eu mă duceam la Roșia. Dacă nu, acum, dacă s-a făcut și aici, când vine aici, eu aici. Ești într-o lumina cea neapropiată, cel ce ai cerul scaun și ar să rup picioare tale pământul, care ai dat lui Moise poruncă și pildă, cel ce ai pus în Duhul tău, în beța el meșterul cel mare și l-ai îndestulat pe el cu înțelepciune spre întocmirea și ridicarea cortului mărturiei în care erau închipuirile și formele adevărului. Cel ce-ai dăruit Solomon înălțimea curetului și înălțimea și lărgimea inimii și prin trânsul a ridicat biserica ta, cea veche și Sfinților tăi apostole, ai dăruit darul închinării în Duh
și al slujirii cortului și adevărașii prin trâns și în tot pământul, ai să dii sfintele tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele și cele fără de sânge jertfe, care ai binevoit a se zidii această sfântă biserică de acum într-un numere sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel. Pentru slava ta și a unui a născut fiului tău și a preasfântului Duh, însuși cel fără de moarte și mare dătătorul împărate, aduce aminte îndurările și de mile tale că din veac sunt, și nu te scârbi de noi cei întunecați cu mulțimea păcatelor și nu strica așezământul tău pentru necuvința noastră. Trece și acum cu vederea păcatele noastre și ne întărește și ne umple pe noi cu darul și cu pogorârea Sfântului de viață, Făcătorul tău Duh, fără de o sânda să vă și noirea bisericii acestea și a face sfințirea jertfelnicului din ea. Ca și în acestea, binecuvântându-te cu psalm, cu laude și cu slujbă de taină, milostivirea ta, totdeauna să o slăbim. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, de la tuturor marginilor pământului, auzi-ne pe noi păcătoși, ne rugăm ție. Vă place biserica, Doamne, cum arată? Da, cum să nu? Da? Foarte frumoasă. Ați fost și înăuntru? Da, am fost. Foarte frumoasă. Cu ajutorul Dumnezeu al oamenilor s-a ridicat. Oamenii au dat și bani, au și muncit. Da, da, da. Și noi am participat, noi suntem la Bucșana, dar a venit prin sat, a adunat, a strâns, a făcut chetă și fiecare ce a putut să dea. Frumoasă, mamă, da, ne place. Ați fost și înăuntru? Am fost, că am dat și bani, mamă, și noi suntem de la Bucșana, de Vale, dar totuși venim. Că așa ne-a rugat fata asta de coleacă, fiindcă... Ați ajutat și cu banii? Da, mamă, da. Din puținul ăla am dat și-o 600 de mii. Mai mulți nu s-a putut. Dar foarte frumoasă și oameni ca lumea, uite, de... s-a putut face. Mulțumim lui Domnul. Da. Mulțumim și noi, dumneavoastră. Ce părere aveți? Vă place biserica? Îmi place, pe din afară, nu, într-un n-am fost. N-a spus în altul. N-am fost. Acum veni și eu. Cât de-aia veni. Frumos. Cum arată biserica acum? Cum vi se pare că arată? Arată foarte frumos. Da? Îmi place. Ne place foarte mult. Se impunea să fie o biserică aici în sat? Da, chiar era necesar pentru locuitorii satului și pentru cei din împrejurimi. Și Dumnezeu să le ajute celor care au contribuit, care au trudit, care au participat la acest frumos locaș de cult. Arată foarte frumoasă. Și Dumnezeu să le ajute la toți credincioșii din sat. Oh,